Muzica românească este în doliu după ce Carmen Lela, cunoscută sub numele de scenă Lela, s-a stins din viață. Tragedia a avut loc chiar în ziua în care regretata artistă împlinea 38 de ani. Ultimele clipe le-a petrecut pe patul de spital. După ce a trecut printr-o operație dificilă, tragicul anunț a fost făcut de sora ei, Lucia, pe rețelele de socializare. Lela era diagnosticată cu o boală cruntă, te-ai luptat enorm și ai fost puternică până în ultima clipă. Astăzi, de ziua ta, te-ai stins. Dumnezeu să te odihnească în pace, sora mea scumpă, a fost anunțul transmis de sora artistei pe rețelele de socializare. Cu câteva zile înainte, aceasta a anunțat că starea de sănătate a artistei s-a agravat brusc. În acest moment ea luptă pentru viața ei. Avem nevoie de mulți oameni care să se roage pentru ea. Dumnezeu să aibă milă de ea, a transmis aceasta, regretat artista a avut o viață grea, marcată de greutăți. Aceasta a copilărit într-un orfelinat din Dorohoi, alături de fratele ei Ciprian. Carmen Lela era o cunoscută cântăreață de muzică populară și de petrecere. Era absolventă a liceului Regina Maria, totodată. Aceasta inspira copiii care au trecut prin aceleași greutăți și se aflau în sistemul de protecție al statului, mai multe explicații a oferit chiar fratele artistei. Acesta își exprima speranța că experiențele lor să fie o experiență pentru ceilalți. Totodată, el le-a transmis fanilor și celor care trec prin momente grele să nu renunțe niciodată la vise, indiferent de vârstă, aceste vise, sublinia fratele artistei, sunt singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului,